Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Vă invităm la o nouă ediție a proiectului Obiectiv Comun. În cadrul emisiunii de astăzi vom discuta despre colaborarea transfrontalieră între Ucraina și România și despre finanțarea sistemului de încălzire în gimnaziul din localitatea Probotești a Comunii Herța. Oaspetele emisiunii de astăzi este profesoara de geografie și limba română de la gimnaziul din Probotești, doamna Tatiana Tutunaru. Bună ziua și bine ați venit, doamna Tatiana! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Pentru început aș vrea să ne spuneți despre istoricul gimnaziului din Probotești și despre colaborarea fructuoasă care are loc, da, de-a lungul anilor între România și Ucraina, mai cu seamă satul Probotești. Cei care vin la Probotești își dau seama că Probotești nu este un sat prin care poți să treci. La Probotești nu mai poți să vii, fiindcă este situat chiar la marginea țării. Suntem situați de-a lungul frontierii ucraineano-română și este satul despre care se știe că este satul răstignit pe două hărți, fiindcă în anul 1944 nouă frontieră trasată de către sovietici l-a împărțit în două, jumătate rămânând de partea României, jumătate rămânând în Ucraina, în Ucraina sovietică, deci în Uniunea Sovietică. Și atât de atunci înainte, suntem la o margine de țară, dar avem o școală românească, o școală înființată în anul 1895, cu tradiții frumoase, cu o istorie frumoasă. Delegația care a sosit, deci în frunte cu domnul George Scutaru, președintele Centrului de Strategii Noi din România. Deci odată ce a încălzit încăperea dumneavoastră a gimnaziului din Probotești, a adus și multă căldură sufletească, multe cadouri. Ce se planifică pe viitor, în perspectivă, în urma acestei colaborări frumoase, fructuoase între satul Probotești, gimnaziul din Probotești și România? Într-adevăr, ultimii ani am simțit o susținere, un sprijin din partea Consulatului General al României la Cernăuți, din partea doamnei consul, Irina Loredana Stănculescu, care a fost nu odată pășit pragul gimnaziului nostru, care cunoaște toate problemele noastre, toate neajunsurile cu care ne confruntăm și se stăruie pe măsura posibilităților să ne ajute, ca și în cazul cu renovarea sistemului de încălzire. Deci, grație dumneiei, s-a ajuns la acest centru de strategii moderne. Deci, a aflat despre necesitățile noastre domnul director general și s-au făcut toate posibilitățile ca la începutul anului școlar să fie acest sistem reparat, renovat. Ceea ce s-a întâmplat prin alocarea unei sume frumoase financiare și prin stăruința lucrătorilor din școală care s-au implicat în ajutor, cu ajutor pentru a fi instalate acestea, pentru ca să nu se mai plătească suplimentar. Deci câteva cadre didactice împreună cu lucrătorii tehnici au muncit și iată-ne noi cu căldură la real și cu multă căldură sufletească din urma vizitei recente la Probotești, a delegației de la București, care a venit și cu multe daruri, cu dulciuri și cu cărți. Dincolo de chestia asta cu încălzirea, care ne bucură că v-am ajutat, am adus și niște cărți și pentru cei mari și pentru cei mici și dulciuri. Da? Uite, te vezi? E și cu tricolorul, nu? Mai avut și baloane, și cu galben, și cu albastru. Și culoarea ucrainei, și culoarele române, da? Să fii sănătoși. Am avut onoarea să vin astăzi la dumneavoastră în gimnaziul de la Probotești, alături de o delegație numeroasă venită din România, care știți că au venit în întâmpinarea dumneavoastră pentru implementarea acestui proiect frumos, pentru încălzirea gimnaziului de la Probotești, unde lor s-au străduit să fie aproape, la solicitarea Consulatului General al României la Cernăuți. M-am făcut această revistă dedicată vouă, Proboteștului, da? Cum stați la ora actuală cu manualele în limba română în gimnaziu? Deci elevii de la gimnaziul din Probotești sunt aprovizionați 100% cu manuale? Avem bibliotecă destul de bine aprovizionată, fiindcă am mai avut donații de cărți, am avut donații de cărți din partea domnului Alcatrini, astă vară președintele Societății Bibliotecarilor Bucovineni. De câte ori au venit prietenii noștri din România, deci am mai avut niște colaborări cu seminarul teologic din Dorohoi. La fiecare ocazie am primit în dar cărți și când ne-au întrebat ce am mai vrea, cine ar mai trebui, în primul rând am spus carte românească.
fiindcă un copil, ca să vorbească corect românește, ca să gândească românește, ca să găsească echivalentul cuvântului, să găsească sinonime, are nevoie să aibă un bagaj de cuvinte, deci un vocabular bogat. Iar aceasta vine de lectură. În rezultatul acestei vizite, acestor întâlniri care le avem cu prietenii noștri din România, de fiecare dată în biblioteca școlii tot se îmbogățesc, deci rafturile cu cărți în limba română. Suntem foarte bucuroși că anul de învățământ 2024-2025 a început pozitiv. Avem un număr mai mare de copii ca în alți ani, 99 de elevi. Avem pedagogi, 22 de cadre didactice și suntem foarte bucuroși că suntem uniți și facem față la toate greutățile, la toate obstacolele care le întâlnim noi. Ca și orice instituție de învățământ, avem și probleme. O problemă mai acută a fost problema cu încălzirea. Convectoarele au expirat. De vreo 3 ani noi eram în căutarea sponsorilor. Am avut multe întâlniri în incinta școlii cu doamna consul general Irina Stănculescu. Anume, datorită ei, noi am putut să ne adresăm la domnia sa și ne-a dat răspunsul că poate să se rezolve această întrebare care este foarte dificilă în procesul de învățământ. Și acum suntem foarte fericiți că s-a realizat visul nostru. În februarie ne-am întâlnit la Cernuț cu doamna consul a României aici și dumneai a propus câteva proiecte care necesită o finanțare urgent, un sprijin din partea României și am identificat prima dată acest proiect de la Probotești. Mai este un proiect pe care este în curs de finalizare la Cireșu, e vorba de repararea acoperișului. Sunt fonduri private, sunt companii din România care au contribuit la aceste proiecte. Ne bucură faptul că copiii din Probotești pot să învețe în condiții mai bune, să aibă căldură, cei din Cireș la fel să nu aibă necazuri din cauza ploilor. Ne dăm seama că Ucraina traversează o perioadă foarte dificilă. Noi vom avea un acord de parteneriat cu Agenția de Dezvoltare din regiunea Kiev. Am încheiat asemenea parteneriate cu agențiile de dezvoltare din Odessa, Cernăuț și Transcarpatia. Încercăm să identificăm diverse proiecte care vor fi în beneficiu nu doar comunității românești din Ucraina, dar să ajutăm comunitățile care locuiesc în regiunile de graniță cu România. Am descoperit în persoana domnului Scutaru nu numai un om de afaceri, am descoperit o persoană cu un suflet mare, fiindcă aflând că avem în școală un băiețel care și-a pierdut tatăl în război, a făcut o surpriză care e neașteptată și pentru noi toți, aflând de pasiunile copilului, ne-am întrebat de fapt cam ce contingent de copii avem, ce stări sociale, până a aflat el că avem un copil așa mai cu niște probleme mai dureroase decât alții și a aflat că îi place fotbalul și a adus o formă de fotbal pe care însă își scria familia acestui băiețel, o minge de fotbal, mănușă de portar, fiindcă este și portarul la echipa de fotbal a școlii. Hai, astea ta. Acum deschide să vezi ce e acolo. Aia, cineva care ține mult la tine mi-a spus ce fracțiune ai. În afară de acest ajutor, în afară de înnoirea sistemului de încălzire, de faptul că vor studia în încăperi încălzite, moderne, totuși există și unele probleme, să zicem. Da? Deci ce probleme există la ora actuală, de ce are nevoie gimnaziul din Probotești?
În afară de încălzire, mai avem nevoie. Avem nevoie de calculatoare, nici vorbă. Fiindcă nu am mai primit de mult decât ultimele, iarăși au fost ajutoarele primite din România, când a fost printr-un proiect sau a fost organizat o susținere a cabinetelor de limba și literatura română în școli, unde noi, în rezultat, am primit iarăși ceva tehnică modernă din România. Dar vreau să mă întorc înapoi la sistemul de încălzire, care era cea mai arzătoare problemă cu care ne-am întâlnit noi, care era cea mai dificil de rezolvat, fiindcă necesita totuși o sumă destul de mare de bani, care nu erau în bugetul comunii, care erau greu de găsit în altă parte, și este foarte îmbucurător că acest confort care este posibil, sperăm că îl vom avea. Deci, pentru noi ca profesori, încălzirea ajută foarte mult, dar la elevii noștri îndeosebi, deoarece ei sunt niște copii, da? Ei vin la școală, dar eu ca părinte știu ce înseamnă acest lucru. Când copiii pot fi ajunși acasă, bolnavi, cu răceli, se poate întrerupe procesul de învățământ și aceasta nu este chiar un lucru reușit. Succesul procesului educațional în gimnaziul nostru depinde atât de predarea pedagogilor, cât și de condițiile care sunt în școală. Trăim în secolul 21 și cerințele copiilor de astăzi nu mai sunt egale cu cele de cu jumătate de secol în urmă, deci ei au văzut mai multe, au trăit în condiții mai bune, de aceea nu ne mai putem noi întoarce înapoi și un confort în prejurul lor trebuie să domine. Ne bucură mult faptul că din an în an ce trece, condițiile în care noi lucrăm sunt tot mai bune. Sistemul de încălzire modern, care noi l-am primit ca donație de la România, mai există o problemă, curentul electric. Să sperăm că în perioada rece a anului, adică iarna, curentul electric va fi sistematic și noi nu o să avem întreruperi a procesului instructiv educativ. S-a discutat în cadrul întâlnirii de ieri și problema muzeului. Avem pe lângă școala din Probotești un muzeu care ar avea nevoie de un mobilier special, fiindcă într-un muzeu nu poate fi o masă școlărească, de exemplu, ca într-o clasă, deci are nevoie de niște stelajuri, de niște vitrine, la care s-a promis șeful comunii noastre împreună cu domnii de la București. Vor găsi, cred că, mijloace, vor găsi finanțe și în viitor ne mai întâlnim cu, poate cu niște realizări. Suntem la noi acasă, suntem români și de aceea cu sfințenie păstrăm totul ce ține de moșii și strămoșii noștri. Și nu în zadar, am și organizat acest muzeu etnografic al satului, unde cu sfințenie păstrăm lucrurile celor înaintașilor noștri care au fost baza muncii lor în Probotești. Păstrăm tradițiile noastre în această comunitate românească. Creștem demni cetățeni ai Ucrainei, care își cunosc limba, își cunosc valorile neamului, dar totodată studiază și cunosc bine limba ucraineană, cunosc personalitățile din literatura ucraineană, din istoria Ucrainei, deci cunosc relațiile dintre aceste două popoare, dintre poporul ucrainean și poporul român, care întotdeauna au fost nu numai buni vecini, dar și frați. Și noi, ca o comunitate românească, să ne găsim locul în această țară mare și frumoasă. Doamna Tatiana Tutunaru, vă mulțumim pentru interviul acordat și Doamne ajută pe viitor! Mulțumim mult! Stimați telespectatori, aici se încheie prima parte a emisiunii Obiectiv Comun. În continuare îi ofer cuvântul colegii mele, Mariana Struț, care va discuta despre aprovizionare cu manuale în limba română a tuturor instituțiilor de învățământ din regiunea Cernăuți cu limba română de predare. Domnilor și domnilor, vă salut! Continuăm emisiunea Obiectiv Comun. În cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, stăm de vorbă cu șeful secției învățământ din cadrul comunei Hierța,
Minu Pavalachi. Ne-am propus să discutăm astăzi despre începutul noului an școlar în Comuna Herța și despre manualele școlare care sunt prevăzute pentru noua școală ucraineană. Domnul Minu Pavalachi, vă zic că bine ați venit! Bine v-am găsit! Minu Pavalachi s-a născut la 22 mai 1989 în satul Târnau, Caraiul Herța, regiunea Cernăuți. În 2006 a absolvit școala medie din satul Târnauca. În 2011 a absolvit Facultatea de Istorie, Științe Politice și Relații Internaționale a Universității Naționale Iurii Fetcovici din Cernăuți. Din 2011 este șef interimar al Departamentului Familie, Tineret și Sport al Administrației de Stat al Raionului Herța. Din 18 martie 2019 este șef al Departamentului de Educație, Tineret și Sport al Consiliului Comunei Herța. Mai întâi de toate, aș vrea să ne spuneți cum a început noul an școlar 2024-2025. Anul de învățământ a început tot cu câteva dificultăți, pentru că suntem în stare de război. Avem în primul rând nevoie de adăposturi subterane pentru fiecare școală și grădiniță, însă cu ajutorul oamenilor, cu ajutorul primăriei, am găsit pentru toate instituțiile de învățământ, deci anul de învățământ 2024-2025 în Comuna Herța va fi offline. De când a început reforma învățământului în Ucraina, se discută foarte mult, deci apariția manualelor școlare pentru instituțiile de învățământ și au fost elaborate manuale pentru școlile cu predare în limbile minorităților. Ce ne puteți spune? La ce etapă au ajuns aceste manuale în școli sau încă nu? Într-adevăr, am avut câteva abateri de la grafic pe anul 2022-2023. Desigur, din cauza războiului, care a afectat absolut toate centrele de logistică și toate centrele de tipar, plus la aceasta s-a adăugat că tipografiile nu au avut posibilitatea să le tipărească, nu au avut curent electric. Însă, la ziua de astăzi, clasa a 5-a, clasa a 6-a, sunt cu toate manualele necesare. Ceea ce depinde de la 1 septembrie a început reforma pentru clasa a 7-a, la momentul actual avem în jur de 77-80% de manuale deja primite. Deci probleme nu avem, mai ales că chiar conform schimbărilor în legislație din luna lui decembrie, cum pentru școlile minorităților etnice, unde se reglementează în primul rând că învățământul este în limba română și obiectele, materiile care se predau în limba ucraineană sunt doar apărarea statului, apărarea Ucrainei, istoria Ucrainei și limba și literatura ucraineană. Ca o precizare, o spune că, de exemplu, manuale de istoria Ucrainei în clasa 7, anul acesta, deja sunt în limba ucraineană, ceea ce respectă absolut legislația Ucrainei. Ca atare, diferă totuși programul de învățământ pentru minorități. Am în vedere, ar putea fi același manual sau totuși este elaborat anume pentru școlile minorităților? Nu este același material, totuși un pic diferă programa care a fost înaintată la mijlocul lui august anul curent. Pentru clasele a 5-a, a 9-a, ceea ce depinde de noua școală ucraineană, diferă un programul de ore și de manuale, pentru că fiecare școală are dreptul să-și aleagă manualul după care dorește să studieze. De obicei, după ce se face această alegere, se face în, și pentru clasa 8, de exemplu, noi trebuie să face în această toamnă alegerea, apoi până în data de 1 septembrie anul viitor, aceste manuale trebuie să fie livrate la toate școlile din țară. Deci, programa totuși un pic diferă. Ceea ce depinde și de limba și literatura ucraineană, totuși este pentru minoritățile etnice. Eu aș spune că, totuși, chiar dacă programa un pic diferă, rezultatele elevilor noștri sunt extraordinar de bune și de frumoase, pentru care noi ne mândrim în fiecare an. Toate manualele
să trec practic în mediul internetului, în mediul online. Dacă e să căutăm pe site-ul ministerului, deci acolo unde sunt manualele pentru școli, manuale pentru școlile minorităților naționale, le găsim, le putem accesa? Cu precizie, da, pentru că odată cu începutul războiului din 2022, ministerul a deschis absolut toate site-urile unde sunt afișate toate manualele și pot fi descărcate gratis, mai ales că 2022 și 2023, cum am precizat, am avut probleme cu livrarea cărților pentru clasa 5-6. Le-am descărcat în mod gratuit și le-am tipărit cu ajutorul părinților, cu ajutorul școlilor, le-am tipărit pentru elevi manualele să poată studia. Nu cred eu că este necesar pentru acei elevi care sunt aici pe loc, pentru că ei au în fața lor manualul. Este practic necesar pentru elevii care sunt la externat, care sunt peste hotare și în mod normal pot accesa doar în mediul online, așa-i? Corect. Pot să spun că la ziua de astăzi nimeni din părinți nu am transferat cărțile peste hotare, pentru că nici nu aveam așa o posibilitate conform legislației. Însă probleme din cauza că manualul este în varianta electronică nu am avut. În cadrul reformei Noii Școli Ucrainene în regiunea Cernăuți se vor reorganiza într-un mod oarecare liceele. În principiu trebuie să fie câteva licee academice. Va exista în Comuna Hierța un liceu academic? Da, desigur. Această problemă a fost discutată cu domnul primar, cu comisia care a fost organizată și am primit o hotărâre la sesia, la Consiliu, că în Comuna Hierța vom avea liceu academic, va fi pe baza liceului Gheorghe Sache din orașul Hierța, pentru că are practic toate cele necesare pentru a fi liceu academic, toate punctele care sunt expuse în legea de stat. Ceea ce vizează cămin, autobuz școlar pentru elevi, ceea ce reglementează clasele, numărul de elevi. Noi am făcut o analiză și am hotărât ca copiii din comunele apropiate de Hierța să vină la liceu în fiecare zi cu autobuzul școlar, iar copiii din comunele mai îndepărtate să poată avea posibilitatea să trăiască în cămin. Deci noi la ziua de astăzi avem 55 de locuri la cămin disponibile pentru acești elevi. Dacă să analizăm o situație demografică, la ziua de astăzi avem de aceeași vârstă, vorbesc de clasa 10 de liceu, în jur de 200 de elevi, clasa 11 în jur de 200 de elevi și clasa 9 care vine tot în jur de 200 de elevi. Ceea ce avem posibilitatea de numărul minimal de elevi, de 100, ca să deschidem liceu academic. Și propunerea noastră a fost susținută de Departamentul de Învățământ a Administrației Regionale de Stat și am fost incluși în acea listă care va fi înaintată pentru Ministerul de Învățământ de la Kiev. Dacă e să vorbim despre adăpostul antibombe, atunci ce să faceți și unde să duceți un număr atât de mare de copii ca să fie în siguranță? Vreau să precizez că la liceul Gheorghe Sache din Hierța avem un adăpost antibombe cu un număr de 644 de persoane, ceea ce practic ne dă o posibilitate de minimum 500-550 de elevi să-i adăpostim. Restul numărului va fi pentru profesori, pentru lucrătorii acestei instituții de învățământ. Da, într-adevăr, mai necesită câteva reparații, însă asta e un punct forte a liceului și unul din punctele principale care dă posibilitate să deschidem un liceu academic. În ceea ce privește finanțarea, deci după câte ați menționat, este nevoie de reparație, atunci cum rămâne cu finanțarea? Deci primăria are bani pentru așa ceva? Desigur, e o problemă pentru orice primărie, chiar și pentru Hierța, într-adevăr, pentru că suntem o comună mică, suntem o comună cu practic puține întreprinderi, însă, conform legislației, absolut toate cheltuielile sunt pe umerii primăriei orașului Hierța, Comune Hierța, și este o sarcină care trebuie să o rezolvăm cât mai curând.
Deci avem la dispoziție un an și jumate ca să rezolvăm această problemă. Dumneavoastră, sunteți și profesor la școală. După părerea dumneavoastră, această reformă a învățământului în Ucraina este una de succes. Deci, care este impactul în general a acestei reforme? Această reformă, în primul rând, afectează școlile mici, cătunile, școlițele din cătune și, desigur, și profesorii. Pentru că noua reformă prevede mărirea numărului de elevi în școlile mari. De exemplu, dacă am avut școli de 300 de elevi, de 200 de elevi, trebuie să ridicăm numărul la 400-500 de elevi. Statul nu are posibilitate să finanțeze absolut toți pedagogii și absolut toate cadrele didactice care sunt în diferite comune. De exemplu, într-o școală, o clasă de, nu știu, clasele primare, a doua sau a treia, că e a șaptea, că e a zecea. Dacă merge vorba de într-o școală mare de 15-25 de elevi, atunci când vorbim de o școliță dintr-un cătun, merge vorba de 2, 3, 5, 6 elevi. Cum muncește cel cu 25 de elevi, așa muncește cel cu 6 elevi. Însă statul a reglementat absolut, pentru că banii vor merge după copil, după elev. Deci dacă elevul din Herța primește în jur de 24.000 de grivne pentru un an de învățământ, ceea ce intră în salariul unui profesor sau la mai mulți profesori, depinde de nivel, atunci în comună, în comună mai mică, într-un cătun, tot 24.000 de grivne vin. Însă când socotim salariile, acești profesori sunt defavorizați. De aceea statul a hotărât să majoreze numărul elevilor în școlile mari. Eu am vrut să precizez, am făcut câteva schimbări în școlile din cătune, le-am optimizat, l-am redus, însă vreau să precizez că nu le-am închis, noi le-am oprit din activitate, pentru că conform legii din anul acesta, de la 1 septembrie 2024, nu pot fi deschise clase unde sunt mai puțin de 5 elevi. Dacă sunt 4 elevi, clasa nu există. Acești copii rămân practic fără educație. De ce sunt nevoiți să-i transferăm la altă școală? Plus la aceasta, nu există gimnaziu cu mai puțin de 65 de copii. Pentru că iarăși legea ne spune că aceste școli nu vor fi finanțate. Plus la aceasta, elevii care sunt la externat sau la studii familiare, ei nu intră în numărul de copii care va fi socotit pentru salariul profesorilor. Desigur, anul acesta, numărul acestor elevi a scăzut față de anii precedenți. Dacă am avut în jur de 200 și la început, acum avem până la 100. Însă, noi pierdem o parte din salariile profesorilor. Noi cercăm să reieșim din situația care avem la ziua de astăzi. Nu chiar totul depinde de noi. Este o regulă, o lege, după care trebuie să ne conducem cu strictețe. Vă mulțumesc mult pentru că astăzi ați acceptat și ați venit să ne acordați acest interviu. Vă mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Emisiunea Obiectiv Comun se încheie aici. La revedere!